Fac precizarea că întâlnirea de lucru a fost organizată la solicitarea domnului prefect pe tema violențelor provocate de grupuri de tineri, în special în zona centrală a municipiului Botoșani și cu referire specifică la incidentul de la sfârșitul săptămânii anterioare. Am prezentat elemente generale legate de activitățile polițienești. Din momentul apelului la numărul unic de urgență 112, până în momentul întâlnirii de lucru, respectiv identificarea făptuitorilor, aplicarea procedurilor specifice în cazul minorilor sau sancționarea contravențională a părinților sau aparținătorilor, cu precizarea că, într-o astfel de anchetă dificilă, în care existau inițial puține elemente clare de identificare, poliția are obligația de a verifica toate aspectele relevante, ca traseul victimelor sau agresorilor, conjunctura în care cele două părți se aflau la locul incidentului, mobilul faptei sau modul de desfășurare. În același context, am evidențiat și măsurile dispuse la nivelul unității pentru asigurarea unui nivel cât mai ridicat de siguranță publică, fără a face referire în niciun moment la restrângerea unor drepturi cetățenești sau controlul în afara legii a unor categorii de persoane. Sunt profund afectat și în calitate de părinte de traumele tuturor părților vătămate și ale familiilor acestora și aș aminti aici cazurile dublului omor de la Manoleasa, dispariția minorului Aian sau omorul fetiței de 8 ani de la Aldești, care au fost gestionate exemplar și care au avut un impact la nivelul întregii țări. Dar cu această ocazie doresc să adresez scuze tânărului agresat la sfârșitul săptămânii trecute în zona centrului vechi, dacă prin expunerea într-un cadru de lucru a elementelor specifice muncii de poliție au fost generate aprecieri negative. Așa cum am arătat în repetate rânduri, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani își face datoria indiferent de calitatea persoanelor și manifestă toleranță zero față de preocupările infracționale ale unor cetățeni, fie ei și minori. Vă mulțumesc! Voi da cuvântul domnului.